Polițiștii din cadrul serviciului rutier Olt au intervenit în această dimineață la un eveniment rutier în care au fost implicate 3 autoturisme. La fața locului au intervenit și pompierii Gărzii Osica cu auto specială de stingere și un echipaj Murd, dar și un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță Olt. Pompierii au acționat și pentru spălarea carosabilului de resturile rezultate în urma accidentului. În urma evenimentului, 2 bărbați cu diverse traumatisme prin accident rutier au fost asistați medical și transportați la UPUS Latina. Niciunul dintre conducătorii auto nu consumase băuturi alcoolice. Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că în eveniment au fost implicate 3 autoturisme, respectiv un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 34 de ani în comuna Vâncoveni, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 59 de ani în comuna de Veselu și un autoturism ce se afla parcat în afara părții carosabile. În urma evenimentului rutier, 2 persoane au necesitat îngrijiri medicale fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, fiind continuate cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.